Conform legendei, ce a fost descoperit, nu inventat în 1737, de către împăratul chinez Shen Nung. Acesta era cunoscut sub numele de Divinul Vindecător. El a descoperit celul atunci când câteva frunze de ceai i-au căzut în apa care îi fierbea. Da, pe vremea aceea, împărații își fierbeau ceaiul singur sau apa. Dacă vă place ceaiul, dați un like acestui episod. Sunt destul de sigur că nu o să regretați. Până la final, dacă vreți, îl cereți înapoi. Și o abonare. Hai să începem. Și așa începe istoria scurtă a ceaiului. În anul 350 era noastră, un dicționar chinez citează pentru prima dată ceaiul ca și era. În 400 pentru ceai crește în China și este cultivat pentru prima dată. Desigur cu scop medicinal. În 479 negustorii turci încep să exporte din Mongolia ceaiul. În 593 preoți japonezi iau semințe și frunze de ceai din China înapoi în Japonia. Este desigur rar și scump, consumat doar de preoți și aristocrați. Chinezii în 725 îi ofere ceaiului propriului său personaj, sumele de cea, iar în 780 apare prima carte despre ceai, Cha -ching. Nu poți inventa lucrurile astea, nu glumesc. Cha înseamnă clasicul ceai. Vorbește despre cum se cultivă și cum se prepară. În lume de 280, după ce sunt cuceriți de mongoli, ceaiul devine o băutură pentru toată lumea, nu este doar pentru elită în China. Între 1422 și 1502, preotul Zen Murato Juko creează prima ceremonie de ceai și o numește Chanoiu, ceai cu apă caldă. Genial nume. Ce urmează? Muscă omorâtă cu mâna. Părți tras cu fundul. Cine știe? Tehnica cea sărbătorește lucrurile normale din viața de zi cu zi, cum ar fi pregătitul ceaiului și se naște o religie. Ceainocismul. Glumesc? se dezvoltă în aproape o religie, ceea În 1997, ceaiul apare pentru prima oară într-o traducere în engleză a unui explorator danez, Jan Hugo von Lichtenstein. Când vorbește despre ceai, îl numește Cha. În 1910, danezii aduc ceai verde din Japonia. Unii spun că e posibil să fi fost din China, nu suntem siguri. Compania Dutch East India face marketing ceaiul, spunând că este băutură medicinală, deși băuturi medicinală doar pentru cei foarte, foarte bogați. În 1618, ambasadorii chinezi îi oferă țarului Alexis, țarul rus, desigur, un cufăr cu ceai. El refuză, cadouul spunând că, bă, mi adus fân, sunteți nebun. În 1657, primul ceai este vândut în Marea Britanie. Marea Britanie. Nu există. În Londra, la cafeneaua Garraway, ca și o băutură sănătoasă. Cafeneaua încă există. În 1662, regina regelui Charles al II-lea, Braganza Bragaza din Portugalia, iubește ceaiul și popularizează ceaiul făcându-l de asemenea mai accesibil. În 1973 are loc Boston Tea Party, un grup de coloniști din Massachusetts aruncă în portul Boston sute de cufăre cu ceai din cauza taxelor prea mari pe ceai. Taxe britanice. Coții? În 1904, englezul Richard Blechenden inventează ceaiul rece în timpul unui val de căldură la un târg. Iar în 1908, din greșeală, ceaiul la pachet este inventat atunci când Thomas Sullivan, în timp ce era în New York, trimite clienților săi ceai în pungi micuțe de mătase, bolovanii needucați au crezut că așa trebuie consumat și pregătit ceaiul și așa se inventează punga de ceai, pe care, tradiționaliștii o numesc anatema. Nu putem să consumăm așa ceva. În ziua de astăzi, de la câteva frunze care au căzut în bolul unui împărat cu 2.700-3.000 de ani, avem 1.500 de tipuri de ceai. Trebuie să știi că există 5 tipuri de ceai, în ordine directă. Ceai alb, ceai galben, ceai verde, Ulong și negru. Ceaiul galben trebuie să știți, e de recomandat să fie consumat sub supraveghere, nu cumva vrei să vei pișu. De asemenea, mai există un al șaselea tip de ceai, post fermentare, pe care am uitat să-l spun. Ceaiul numit după zeitatea budistă Guanyin, zeița milei de fier, este ceaiul Ulong, De la ea așa numele lume. Ceaiul este băutură națională în Iran și Afganistan. Ceaiul este consumat ca și băutură răcoritoare și ca băutură încălzitoare. Ambele sunt crude sau cu îndulcitori. Unele au chiar și lapte, altele chiar și miere. Și cele mai extreme au aripi de la Red Bull. În timp ce în Est se consumă ceai de 4500 de ani, ceaiul a ajuns în Europa doar în urmă cu vreo 400 de ani. În 1989, europenii au dat prima oară de ceai atunci când un autor venețian a spus că asiaticii trăiesc atât de mult pentru că beau ceai. Iar traducerea din 1997, cea, este cea pe care o folosim și noi astăzi, doar că nu am mai pus un E. Rușii au început să bea ceaiul în secolul al XVII-lea, dar era foarte, foarte scump și nu a devenit popular în țară decât prin mijlocul secolului al XIX-lea. Pe cap de locuitor, Marea Britanie este pe locul 2, este depășită de Irlanda. Dacă ești rasist, ai putea spune că e tot una. China este cel mai mare producător de ceai. În 2009, China a produs un milion jumătate de tone, India producând pe locul 2, 1 milion de tone. 85% din tot ceaiul din lume este consumat în Statele Americii, jumătate de milion de kilograme de ceai este consumat în America în fiecare zi. Compania Lipton este cea mai mare companie producătoare de ceai, situată în Jebel Ali, Dubai, produce 5 miliarde de pungulițe de ceai pe an, iar industria ceaiului aduce 20 de miliarde de dolari în venituri anual. Ca să punem lucrurile un pic în context, industria cinematografică aduce anual 43 de miliarde de dolari. Și ceaiul este a doua cea mai consum Bine, este prima cea mai consumată băutură depășită doar de apă. În toată lumea. Unii ar spune că saliva este, dar nu consumăm atât de mult de nici saliva. Nu, 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 Procesul de oxidare este diferit între ceaiuri. Cel alb are cel mai scurt proces de oxidare, ceaiul negru are cel mai lung proces de oxidare. Anual, mondial, se produc peste 3 milioane de tone de ceai. Tradițional, se turna lapte în cana de ceai înainte de a pune ceaiul. Și asta se făcea pentru a proteja Cana. Acum poți să faci oricum. De fapt se recomandă să pui laptele după ceai pentru că poți să dozezi mai bine laptele. Anual americanii se estimează că au un consum de 1 miliard de litri de ceai, 65 de miliarde de băuturi individuale pe an, 85% din ceaiul pe care îl consumă americanii este negru, 14% verde și restul... Unei plante de ceai ia aproximativ 12 ani până când începe să facă semințe, iar o plantă de ceai trebuie să crească măcar 3 ani până reușește să poate să fie tăiată și nu se taie toată planta, se taie doar primii centimetri, 3, 4, 5 centimetri din plantă. De asemenea, plantele au nevoie de destul de multă apă, cam de un metru de apă pe an, ce a ajuns în Anglia în 1657, dar nu a devenit extrem de popular imediat. Acesta a fost vândut mai întâi în cafenele, avea taxe foarte mari, oamenii se băteau pe el, era vândută pe piața neagră, le-a luat mulți ani ori până când au transformat ceaiul în băutura care este astăzi. În secolul al XVIII-lea era în mare parte adus în țară ilegal, bișnițarii adesea îndoiau ceaiul, cel mai adesea ceaiul verde, cu alte plante pentru a mări volumul, a scădea prețul, a crește, desigur, profitul, uneori ceaiul acela devenea toxic din nefericire. În 1785, pentru a nu mai muri oameni sau nu se mai îmbolnăvi, guvernul a intervenit, a redus taxele și nebunea cu ceaiul s-a potolit. Majoritatea ceaiului din lume poate să fie crescut la o anumită altitudine, între 1000 și 2000 de metri altitudine, între tropicul racului și al capricornului. Țările care produc ceai sunt Sri Lanka, Malawi, Kenya, Argentina, Indonezia, India, China și desigur, Tanzania. Tanzania, să uităm. Stratul care este strâns de câțiva centimetri crește destul de rapid. În o săptămână, două, trebuie recoltat de când a început să crească. Iar în timp ce majoritatea copacilor de ceai sunt până la pentru a fi ușor de cultivat, aceștia pot să ajungă până la înălțimea de 2 de metri dacă sunt lăsați de capul lor. Ceaiul negru, în China, se numește ceaiul roșu, din motive evidente, comunismul, glumesc, nu mă citați. La valoare de 15.250 de dolari, 280 de diamante, punga aceasta de ceai este cea mai scumpă pungă de ceai din lume. A fost dezvoltată pentru a fi vândută la un eveniment caritabil pentru copii. Ce mai scump ceai din lume este un ceai rar chinezesc numit tiegunieni costă cam 3000 de dolari kilo. Peste 60% din ceaiul făcut în România este ceai la pungă. Deși ceaiul la pungă este popular și ușor de produs, cunoscătorii de ceai consideră că acela făcut din frunze este mai puternic, mai... mai bun. De asemenea, dintr-un kilogram de ceai poți să faci 600 de căni de ceai. Așa că, na, și 3000 de dolari să coste. 50 de dolari cana. Oh, uh, mult mult, mult, mult 50 de dolari cana. O cană de ceai conține mai puțin de jumătate din cantitatea de cafeină a unei cafele. De asemenea, poți să faci acasă ceai de E foarte simplu. Iei frunzele de ceai, le pui în apa care fierbe, le lași acolo 20 de secunde, nu mai mult, nu mai puțin, scoți frunzele de ceai, arunci apa, pui altă apă fiartă pentru ceai, pui frunzele înapoi și gata. Cafeina e aruncată. Poți să bei ceai liniștit, fără remușcări. Istoric, ceaiul a fost băutură sănătoasă. Studii mai recente au arătat că acestea, sau mai recente, în ultima vreme, studiile nu plătite de companiile care vând ceai. Doamne, ferește, nu. Au investit milioane de oameni, oameni ca noi, așa, de capul lor. Ceaiul, mai ales ceaiul verde, reduce riscul pentru dezvoltarea unor forme de cancer. Că și dacă ai bea apa așa curată, ar fi același lucru, nu, nu știm. Companiile care produc apă zic că da. Ajută cu respirația urât mirositoare, ceai Colgate. Reduce riscul de boli cardiovasculare. Ajută cu probleme de greutate. Reduce tensiunea arterială. Are funcție antiinflamatorie reduce riscul virozelor și a infecțiilor bacteriene, are putere neuroprotectivă, ca și o cască așa pentru cap, desigur trebuie să o dai pe cap, nu să bei, și desigur mărește potența. Dacă bei ceai, spargi tot. Trebuie să ai cum te ridici de la masă să nu răsturni masă. Iar ceaiul negru este cel mai consumat ceai din lume, 75% din tot ceaiul din lume este ceai negru. Măcar e un lucru popular de acea culoare. Este extrem de popular în Europa, America și Marea Britanie, trebuie să facem distinția. Ceaiul verde este foarte popular în China și în Japonia, iar ceaiul alb și oolong sunt cele mai puțin populare. Ceaiul oolong este cel mai complicat și pretențios de pregătit, ceaiul cel mai simplu este ceaiul alb. Ceaiul alb este făcut din frunzele plante Camellia sinensis, planta de ceai, iar ceaiul alb este ceai adevărat, la fel ca și ceaiul negru, ceaiul vele, oolong, Buer. Este cel mai puțin procesat ceai adevărat și este considerat cel mai natural ceai pe care poți să-l cumperi sau să-l faci. Tot ceaiul este făcut din planta Camellia sinensis, iar tipurile diferite de ceai sunt făcute în funcție de procesul de tratare în mod diferit al frunzelor de ceai. În multe părți din lume ceaiul este o parte nedezlipibilă de ziua și face parte din ospitalitatea oamenilor. De exemplu când ceaiul este... Vărsat în china, în pahare, de sigur, invitații dau cu 2-3 degete pe masă, de 3 ori, pentru a-și arăta mulțumirea față de cel care toarnă ceaiul. Cafele britanice unde a început ceaiul să fie vândut, erau locuri pline de fum și goale de femei, adică femeile nu aveau voie în cafenele bărbaților, desigur. Doar din 1717 a început ceaiul să fie vândut în locuri de unde puteau și femeile să-l cumpere. Compania Twing a deschis o cafenea și în ziua de astăzi se ocupă tot de afacerea de ceai în cafenele. În 1884, compania Ayrton Breed și-a transformat o între camerele nefolosite într-o cameră de ceai. Ideea a fost foarte populară, acestea oferindu-le femeilor un loc pot în afara casei unde pot să se întâlnească, să bârfească fără să fie deranjate de bărbați și să își țină reputația importantă intactă. Termenul ceai herbal, herbal tea", sau ceai medicinal se referă la ceaiuri care au în compoziția lor alte plante sau fructe, în afara de planta de ceai, fost infuzate sau sunt direct acolo. Până în secolul al XIX-lea, cărămizi solide de ceai în Siberia erau folosite pe post de bani pentru a se produce un litru de cafea sunt utilizați 1120 de litri de apă pentru a crește planta, desigur nu înțelegeți. Pentru a se produce un litru de ceai se utilizează 120 de litri de apă. Acum apa intră în pământ, se duce în pânza freatică, se evaporă, nu dispare. Are totuși cea mai mică concentrație sau cea mai mică nevoie de apă dintre multe lucruri populare de pe piață. Bere, suc de roșii, suc de mere, suc de pere, suc de ananas, suc de chinez, de ce vreți voi. Seturile de ceai din secolul 18-lea aveau lingurițe cu gradații pentru a-și da seama cel care servește când trebuie să umple din nou cana taninii din ceaiul verde au fost considerați capabili de a opri hemoragiile, taninii din ceaiul negru sunt considerați capabili de a opri negii, iar în Maroc bărbatul este cel care servește ceaiul invitaților. Dacă în filme trebuie să bea actorii whisky, cel mai adesea este ceai negru diluat. Ceaiul a fost un element de legătură vital, extrem de important. Lumea nu ar arăta la fel dacă nu ar fi existat ceaiul care a creat legăturile între est și vest, legături de negoți. Astfel nu mi-au început să înțeleagă. De asemenea, a creat nevoia dezvoltării tehnologiei pentru transport mai rapid maritim între est și vest și a dus la tehnologizarea marinei și la primul război mondial. Cea mai scumpă cană de ceai din lume este o pereche rară de căni din secolul al xviii din China. Acestea s-au vândut cu peste 2 milioane de dolari, au fost deținute de un colecționar scoțian, de 50 de ani le avea omul, fără să știe cât de scumpe sunt. Și asta a fost tot pentru azi. Dacă ați băut ceai în timp ce vă uitați la episod, e o chestie tare. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care YouTube Premium și celor care nu-și mai beau ceaiul dimineața dacă nu au avut o reclamă. Eu sunt Alex Cosma și data viitoare, poftă bună la ceai și atenție mere.